Nou termen în dosarul Caracal. Astăzi la Curtea de Apel Craiova s-a judecat cererea de strămutare a dosarului care a fost formulată de familia lui Izei Melencu. Familia lui Izei își dorește ca dosarul să nu se mai judece la tribunalul Olt, ci să fie mutat la o altă instanță. Oamenii spun că nu au încredere în magistrații din Olt. Pentru că sunt prea multe neconcordanțe în privința anchetei care s-a făcut în privința fiicei mele. Am cerut strămutarea dosarului în altă locație, devine din ce în ce mai arogant. În momentul când a fost întrebat dacă vrea să strămutarea dosarului, el a zis că avocata noastră minte, că manipulat este, pentru că el de la începutul cazului mereu susține aceeași poezie, aceeași declarație. Categoric el nu are acei termeni pentru a vorbi. E manipulat de organele legii. Bunicul fetei spune că familia nu a fost niciodată mulțumită de felul în care autoritățile au gestionat cazul. Din asta ne dorim ca organele de anchetă procurorului de la Curtea de Apel să ia în considerație cererea care am formulat-o și să mute dosarul în altă localitate, în afară de Slatina. N-a fost și nu suntem și nu vom fi mulțumiți absolut niciodată cu deciziile care le-au luat. Special de când Dicotul București a intrat pe fir, am crezut că se va schimba ceva, dar dimpotrivă, acolo s-au făcut jocuri, adică murdare. În schimb, Gheorghe Dincă vrea ca dosarul să rămână la tribunalul Olt. Deci e clar că el se simte în siguranță la Slatina, dovadă că de la Slatina au dispărut și probele din dosar. Atâta vreme cât Dincă spune, vă rog, respingeți cererea de strămutare, este clar că el se simte acolo în siguranță. Dincă este un om manipulat din penitenciar. Există probe în acest sens. Magistrații Curții de Apel Craiova sunt cei care se vor decide dacă admit sau resping această cerere. Această cerere a rămas în pronunțare, din că a fost audiat prin videoconferință.